Mare bucurie am să vă întâmpin la Târgoviște. Tuturor ne plac poveștile. Așadar, vom călători împreună. Ne aflăm la Curtea Domnească, în Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești. Deloc întâmplător, vatra tipăriturilor românești e chiar Târgoviștea. Iar anul semnificativ este 1508, căci în acel moment, prima carte este tipărită la Mănăstirea Dealu, în tiparnița lui Macarie. Ne vom îndrepta atenția, de data aceasta, asupra a două monumente ale spiritualității românești. Este vorba de Cartea Românească de Învățătură, tipărită la Iași, și de Îndreptarea Legii, realizată la Târgoviște. Cartea Românească de Învățătură, tipărită în 1643, se mai numește și Cazania lui Varlaam, deoarece a fost tălmăcită din limba slavonească, prelimba românească, de mitropolitul Varlaam, cu cheltuiala domnului țării Moldovei, Vasile Lu. Lucrarea este dedicată pentru toată seminția românească, așa cum precizează mitropolitul, și a fost redactată în cea mai frumoasă limbă românească de până atunci. De partea cealaltă, Îndreptarea Legii, realizată la Târgoviște în 1652, este de asemenea o lucrare masivă, realizată îngrijit, care include gravuri, toate acestea contribuind la o mare circulație și a acesteia în tot spațiul locuit de români, inclusiv în Transilvania. Precizez că numai din Cartea Românească de Învățătură, în Transilvania s-au găsit mai bine de 350 de exemplare. Împreună, cele două capodopere ale literaturii românești vechi au fost cele mai citite, mai prețuite lucrări din vremea respectivă, care au circulat multe secole și care au apărat nu doar ortodoxia, ci au susținut ideea conștiinței naționale. Nu trebuie uitat că ne aflăm în vechea capitală a țării românești și că aici au domnit mai ales voievozii care au tins către o politică independentă, care nu au vrut să se supună turcilor și sunt bine cunoscute exemplele lui Vlad Țepe sau ale lui Mihai Viteazu, întrucât, și fac o mică paranteză, să precizez că osemintele lui Mihai Viteazu, capul lui Mihai Viteazu, se află adăpostit chiar la Mănăstirea Dealu, locul în care începe povestea noastră. Și, de asemenea, Matei Basarab sau Constantin Brâncoveanu, pentru a nu-i aminti decât pe unii dintre cei mai cunoscuți voievozi, care și-au pus amprenta asupra orașului Târgoviște și a destinului nostru, căci istoria țării s-a scris la Târgoviște.